Alexis Carel, laureat al premiului Nobel, a urmărit îndeaproape efectele benefice ale rugăciunii asupra celui ce se roagă. El a constatat că nevoia naturii umane este dezvoltarea simțului rugăciunii. De cele mai multe ori rugăciunea este un strigă de ajutor, un efort de a comunica cu Dumnezeu, Creatorul nostru. Rugăciunea adevărată nu trebuie să devină recitare mecanică, ea fiind transfuzie de viață adevărată din Dumnezeu. Când te rogi, efortul tău trebuie să fie mai mult afectiv decât intelectual, toate sunt cu putință celui ce crede și cere. Atunci când rugăciunea devine mod de viețuire, ea influențează sufletul și viața noastră, efectele ei se observă în mod discret. Rugăciunea dă echilibru între om și lumea cel înconjoară, creștinul rugător are o capacitate mai mare de a suporta bolile și suferințele.